De mai bine de 25 de ani, scena politică buzoiană a fost dominată de socialdemocrați, fie ei reprezentanți ai FSN, PDSR ori PSD. Celelalte partide nu au strălucit, chiar dacă și-au impus și ele reprezentanții în Parlament. În toată această perioadă, doar două partide au încercat să pună în pericol supremația stângii socialdemocrate, PNL și PD. În mod ciudat, curentul liberal nu a însemnat la Buzău mai nimic până după 2000. Cel care a avut meritul de a scoate PNL în prim plan a fost Aurel Papuc. Deși în 1996 a fost ales deputat din partea PD, după numai 3 ani acesta a trecut la APR și a reușit să-l atragă în partid pe Constantin Boșcodeală, care a și câștigat al doilea mandat de primar al Buzăului în 2000. După contopirea APR cu PNL, Aurel Papuc a devenit liderul PNL Buzău, pe care însă l-a condus doar până în 2003, când a trecut în lumea celor drepți. În scurta perioadă în care a stat la timona PNL Buzău, Papuc a reușit să atragă în partid câțiva oameni care mai târziu aveau să devină nume cu notorietate în politica buzoiană: Petre Emanuel Neagu și Cristinel Băgiu. Tânărul om de afaceri, Cristinel Băgiu, avea însă apariții episodice și extrem de discrete în lumina reflectoarelor. După moartea lui Aurel Papuc, vidul de putere din cadrul PNL Buzău a fost compensat de liderii de la centru prin aducerea lui George Scutaru, fost jurnalist și consilier de imagine a lui Teodor Meleșcanu. Din acel moment a început și ascensiunea lui Cristinel Băgiu în PNL Buzău. Acesta era deja perceput drept omul de încredere a lui Scutaru la Buzău și adevăratul lider al organizației. Susținut permanent de Scutaru în 2004, Băgiu a devenit președinte al PNL Buzău și vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău, iar în ianuarie 2005 a fost numit prefect al județului Buzău. În noiembrie 2008, Cristinel Băgiu a fost ales senator. În 2012, acesta a renunțat însă la activitatea parlamentară, hotărât să candideze din partea USL pentru șefia Consiliului Județean Buzău. În acel moment, Băgiu a intrat în conflict cu familia Mocanu și cu partenerii de coaliție din PSD. Sprijinit din nou de George Scutaru, Cristinel Băgiu a fost desemnat candidat al USL pentru Consiliul Județean și și-a adjudecat confortabil funcția de președinte în defavoarea socialdemocratului Victor Mocanu, care a fost nevoit să candideze din postura de independent. Cariera politică a lui Băgiu părea în plină ascensiune, când în decembrie 2014 a fost reținut și apoi arestat pentru mită în urma unui flagrant pus la cale de DNA. Condamnat la 5 ani și 2 luni de închisoare cu executare în primăvara acestui an, Cristinel Băgiu pare a fi spus adio politicii. Mai mult, în aceeași situație pare a fi și susținătorul său, George Scutaru, care a fost de asemenea inculpat și trimis în judecată pentru mită la scurt timp după arestarea lui Băgiu. În momentul inculpării sale, George Scutaru era consilier al președintelui Klaus Iohannis.